Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Este o bucurie pentru mine să prezint în plenul Parlamentului European primul raport dedicat pescuitului recreativ. Sigur, pescuitul recreativ este considerat un hobby, dar este un hobby care ține de patrimoniu cultural, de tradițiile multor comunități din zonele costiere și insulare. Este o activitate care are o influență economică, însă, din păcate, ușor ignorată în politicile noastre comune de pescuit. Numai în ceea ce privește pescuitul recreativ, marin, 9 milioane de oameni sunt implicați, iar impactul economic este de peste 10 miliarde de euro anual al acestei activități, iar în ceea ce privește pescuitul în ape dulci, ceea ce se întâmplă în marea majoritate a statelor europene, peste 25 de milioane de cetățeni europeni sunt implicați, iar industria aferentă acestei activități de pescuit o reprezintă circa 25 de miliarde de euro. Sigur, este un domeniu care ține de subsidiaritate, dar este un domeniu care va avea un rol important în ceea ce numim noi economie albastră și în economie circulară. Din păcate, datele științifice în momentul de față sunt insuficiente. Pentru câteva specii de pește ele sunt prezente, dar este nevoie pentru o definiție coerentă a acestei activități să avem un suport științific solid. Și fac apel la Comisie să sprijine și să impulsioneze colectarea de date științifice cu privire la pescuitul recreativ în statele membre, pentru a avea o viziune foarte clară asupra acestei activități, pentru a avea o definiție unitară relativ pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Pescuitul recreativ este diferit în fiecare stat, așa cum spuneam, face parte din un dat cultural al multor comunități, dar adesea, pentru foarte multe comunități, este un pescuit de subzistență și unică sursă de hrană pentru comunitățile din zonele periferice în special. Activitatea economică care se poate desfășura și care poate aduce foarte multe locuri de muncă în Uniunea Europeană trebuie de asemenea susținută și fac apel la Comisia Europeană ca să includă pescuitul recreativ printre temele anului aferent proiectului Eden pentru un turism sustenabil și să ne inițieze în fondul COSME proiecte pentru promovarea turismului generat de pescuitul recreativ. Este foarte important să dăm o șansă de diversificare a opțiunilor economice în comunitățile care sunt marginalizate și sunt dependente ca mediu înconjurător de acest tip de pescuit. Cerem de asemenea Comisiei Europene ca în baza definiției din 2013 a Consiliului Internațional pentru Exploatarea Apelor Maritime să încercăm o definire clară în viitoarea politică de pescuit a acestei activități. De asemenea, un suport financiar pentru activitatea științifică de cercetare în domeniu, pentru colectarea de date în vederea stabilirii nivelului stocurilor de pește și, cu siguranță, toate acestea vor contura un rol al pescuitului recreativ în politica comună de pescuit. Credem că fondurile din FEPAN trebuie să fie destinate și acestei activități, pentru că într-o perioadă în schimbare, cu provocări climatice, cu provocări care țin de chestiunile de hrană, pescuitul recreativ este o șansă, nu numai de recreere, dar și de viață. Vă mulțumesc!